Bună, draga mea! Sunt Luna Ala! Luna Marte debutează cu o creștere a efectului armonios al energiilor cosmice asupra noastră. Mercur în mișcare opusă revine în semnul Vărsătorului. Venus trece în semnul Taurului, deci te poți aștepta la o stabilizare a sectorului financiar, calm relativ și armonia relației. Ciudat, Pluton cel viclean va patrona semnele aerului, balanța, vărsător și gemeni. De aceea, aceste semne vor putea avansa cu ajutorul aceleiași abilități de a-i manipula pe cei din jur. Cu toate acestea, trebuie să ai grijă de a preveni manifestarea egoismului și, în plus, necinstea în comportament. Semnele pământului, taur, capricorn și fecioară ar trebui să fie atente la indiciile personale. Acum intuiția va crește și uneori ceea ce vezi fie într-un vis, fie în forma de mesaje criptate, va fi mult mai relevant decât concluziile logice. Pe 8 martie, Venus la braț cu Uranus vor determina probabilitatea unei întâlniri romantice a unei iubiri la prima vedere. Astrele sunt optimiste, așa că putem afla la ce sunt predispuse minunatele semne ale zodiacului. Berbec Vei avea un halo de mister care nu te va răni, ci va contribui doar la interesul altora de a comunica cu tine. Utilizarea ideilor și tehnologiilor noi în muncă îți va permite să obții rezultate importante. În domeniul profesional, trebuie să ai grijă în alegerea surselor de informații. Este posibil să existe inexactități și distorsiuni? Joi este recomandabil să observi și să ocolești orice situație de conflict din familia. Amintește-ți de problemele gospodărești acumulate. Ar fi bine să eliberezi mai mult timp pentru viața personală. În același timp, încearcă să-ți moderezi ardoarea și să nu sperii pe persoana iubită cu un uragan al sentimentelor tale. Mai bine direcționează-ți excesul de energie spre reînnoirea imaginii și achiziționarea de lucruri noi la modă. Vei fi obosită ca după plug, dar ca într-o binecunoscută glumă, în drumul spre casă vei fi chinuită de gândul. Am un bărbat fără zgardă și că lui chiar nu-i place să-și aprindă pasiunea cu un cal pe jumătate mort. Așadar, fă-ți timp pentru o odihnă bună sau pune-l pe Domnul să-ți facă un masaj relaxant. Încearcă să nu cheltui bani pe achiziții care nu sunt esențiale. Acum trebuie să economisești și să scoți ceva din funcțiune. Joi nu agrava relațiile cu superiorii din cauza neînțelegerilor financiare. Sâmbătă sunt posibile în Casa Renumerar Nesemnificativă cel mai probabil starea ta de sănătate nu îți va provoca nicio teamă, nici ție, nici specialiștilor. Dacă ești încă îngrijorată de starea corpului tău, poți fi acum examinată, rezultatele vor fi foarte precise dacă ceva nu este în ordine, iar acest lucru va deveni evident. Nu lăsa pe nimeni să decide pentru tine. Poți asculta sfaturile, dar a dansa pe ritmul altcuiva nu merită. Poarte rubinea. Aceste pietre te vor ajuta să-ți aperi punctul de vedere și să suporți orice presiune. Zilele favorabile sunt afișate pe ecran. Taur. Va trebui să arăți înțelepciune și reținere, nu grabă și iritabilitate. Încearcă să eviți treburile mari, probleme mai mici, dar mai reale le vei fi rezolvat cu succes. Ai grijă la emoții, sentimentele te pot forța să îți asumi riscuri nejustificate. Luni este mai bine să nu discuți probleme serioase cu șefii. Joi este posibil să semnezi documente, să aștepți oferte importante. Sâmbăta este o zi minunată pentru plimbări în natură și mers la patinoar. Succesul în viața personală poate juca o glumă crudă cu tine. Nu publica fotografii prea detaliate ale cuplului tău în rețelele de socializare, chiar dacă acum ești irezistibilă și te pricep la poze. Căutarea ta intimă amenință să se termine în nimic și cu ideea este că nu există prea mulți bărbați pe lume dor, nici să vă facă dragostea. Este doar o manifestare a capriciilor tale, probabil că nu știi ce vrei. Determină în cele din urmă dacă vrei dragoste sau libertate. Va trebui să rezolvi probleme financiare și să depășești niște găuri în bucet. Deci este mai bine să ocolești magazinele. Miercuri întâlnirele vor avea succes. Fii atentă la ofertele aventuroase la sfârșitul săptămânii. Te poți confrunta cu o sarcină dificilă, dar importantă. Trebuie să-ți evaluezi complet și corect starea corpului. Destul de curând vei avea nevoie de aceste informații pentru a lua o decizie serioasă. Alocă-ți timpul și energia. Vizitează specialiști, poate că ai nevoie de avizul unui medic stomatolog, cardiolog, Optometrist. Se pare că nu ai reușit să te aduni și să treci de la cuvinte la fapte. Marea majoritate a planurilor tale nu au găsit încă nicio realizare, iar acest lucru te face să te îngrijorezi. Este urgent să apelezi la ajutorul Chihlimbarului, care clarifică gândurile și te ajută la implementarea planurilor. Zilele favorabile sunt afișate pe ecran. Gemen. Trebuie să-ți concentrezi eforturile pentru a-ți atinge obiectivele. Nu-ți fie frică de dificultăți și obstacole, ele doar par a fi mari. Vei putea să le depășești cu ușurință și să obții ce vrei. Ai perspectiva pentru călătorii la distanță lungă, eventual în străinătate. În viața personală vei găsi multe momente plăcute și tandre, dar și cadouri. În weekend încearcă să te relaxezi și să-ți recâștigi forța. Fii mai tolerantă și mai răbdătoare, restringeți emoțiile aprige. Sfera personală a vieții va începe în sfârșit să te mulțumească. Cele mai prețuite vise pot deveni realitate, cele mai rezistente jetăți se predau. Toate necazurile și anxietățile sunt în urmă, poți să te bucuri de iubire. Dar cu acest lucru, se pare, pot exista probleme. Vei avea tendința de a căuta o pradă în zadar. Ispita se va dovedi a fi punctul tău slab. Este posibil ca prețiosul tău să-ți prezinte un plan foarte seducător pentru tine. Cât de fermecător va face o dragoste cu tine în toaleta unui restaurant drăguț lângă locul tău de muncă. Focul dorinței din interiorul tău se va aprinde cu seriozitate, dar nu va putea învinge dezgustul. Situația financiară nu ți inspiră îngrijorare. Din potriva, vei primi un profit suplimentar. Munca îți va aduce plăcere și întâlniri interesante. În weekend, cumpărăturile vor avea mare succes. Cel mai probabil nu te vei simți prea bine, dar nu dorești să mergi la medic. Vei căuta informații despre o problemă pe internet sau vei începe să discuți despre starea ta cu prietenii și rudele. Stelele spun că, în consecință, este posibil să ai o viziune fundamental greșită despre ceea ce ți se întâmplă. Nu pierde timpul, caută ajutor de la un specialist pentru diagnosticul și tratamentul corect. Gustul tău este impecabil, de deci bijuteriile tale vor fi rafinate și adecvate, indiferent de ce vei decide să porți. Te poți aștepta și la un cadou scump. Zilele favorabile sunt afișate pe ecran. RAC Încearcă să fii mai atentă, să nu greșești la muncă. Începând de miercuri, vei gândi extrem de clar și asta va contribui la apariția multor idei pe care este de dorit să le împărtășești în realitate. La sfârșitul săptămânii, călătoriile vor avea succes. A nevoie de fiabilitate și cunoștință pentru a-ți contracara cu succes adversarii în orice situație. Duminica te poate mulțumi cu evenimente plăcute. Nu ar trebui să ai întâlniri romantice în marți și joi. Există posibilitatea să nu vă înțelegeți reciproc și să vă certați. Vineri și duminică sunt favorabile pentru conversații intime. Te vei dovedi atât de trăgătoare încât doar mama ta nu va plânge. Încearcă să te pregătești mental pentru ca partenerul să poată explora ceva nou în mijlocul unui act de dragoste. În loc să începi să te plângi, raportează-te la ceea ce se întâmplă cu umor și chiar mai bine explică-i de ce te simți atât de rănită. Situația financiară se stabilizează. În domeniul profesional, succesul te va însoți, dar trebuie să prevezi totul până la cele mai mici detalii. În în bani sunt posibile în marți. Achizițiile făcute joi vor avea succes. Săptămâna aceasta te pot deranja picioarele. Poți avea propria părere că suferi de mult timp de vene varicoase sau că te deranjează pantofii noi, dar în orice caz ar trebui să acorzi atenția acestei părți a corpului. Leziunile la picioare până la fracturi nu sunt excluse. Fii atentă! S-ar putea să ți se pare că totul nu merge exact așa cum ar trebui, trebuie să faci ceva de urgență. Dar ideea valoroasă a ceea ce ar trebui făcut nu apare. De fapt, nu este așa, ești prea critică. Poarta ametist și vei dobândi încredere și curaj. Zilele favorabile sunt afișate pe ecran. Leu, Va trebui să te pregătești cu atenție pentru o întâlnire sau examen important. Marți merită să demonstrezi puțină răbdare pentru a-ți realiza planul. Este adevărat pentru ca totul să funcționeze cu adevărat, așa cum îți dorești, ai nevoie de puțin mai mult noroc. În a doua jumătate a săptămânii este posibilă o întoarcere neașteptată în bine în relațiile cu ceilalți. Sociabilitatea ta obișnuită va crește la înălțim fără precedent. Munca amenință să-ți mănânce mai mult timp decât ți-ai Promiți că te vei întâlni cu persoana iubită, dar nu vei reuși pentru că nu ai timp să termin ceva. Dumnezeu știe ce își imaginează el, prin urmare, nu te arăta mirată de gelozie și scandalurile pe care ți le poate arunca? Ar trebui să te păzești acum cu toată puterea și pasiunea ta? Venus te afectează neobișnuit de puternic, așa că dacă vei dinamiza viața ta, lăsându-te fără sex din nou și din nou, nu da vina pe celălalt. Din punct de vedere financiar, va fi stabilitate, dar nu sunt surprize în întregime plăcute, așa că fii înțelaptă și atentă. Sunt posibile pierderi monetare, conflicte cu superiorii și cheltuieli neprevăzute în a doua jumătate a săptămânii. Semnarele pe care ți le oferă corpul se vor intensifica. Stelele te înseamnă să tratezi toate aceste informații cu un anume scepticism. Nu face nimic fără să consulți mai întâi medicul, altfel ar putea fi mult mai rău decât pinea. Bijuteriile sub formă de inimă sau pandative sub formă de broaște țestoase sau o pisică care își curbează spatele vor fi destul de potrivite pentru tine. O astfel de bijuterie care te va ajuta să îți subliniezi exclusivitatea precum și starea de spirit răutăcioasă în care vei rămâne probabil toată săptămâna. Materialul pentru astfel de bijuterii poate fi din orice pietre, metale sau lemn. Zilele favorabile sunt afișate pe ecran. Fecioara, săptămâna favorabilă va fi venit ca ceva să se schimbă și să înveți lucruri noi. Cu siguranță, iluminarea te va vizita, sarcina ta este să nu-i exagerezi vizita. Vei găsi succes în parteneri și noi cunoștința. Ar fi frumos să te reții când ai o dorință arăzătoare de a evalua acțiunile altor oameni și de a le comenta cu voce tare. Joi poți pierde liniștea și somnul, iar motivul pentru asta va fi departe de romantism. Vineri promite să fie o zi minunată pentru creșterea carierei și realizarea profesională. În viața personală, astrele au planificat o mulțime de tulburări. Nu toate vor fi plăcute, dar nu te limita la problemele tale. Vorbește cu cel mai bun prieten. Joi este o zi minunată pentru o discuție de la armă la inimă. Având în vedere expoziționismul tău agravat, este imperativ ca cineva să fie martor la intimitatea ta, chiar dacă vei fi doar tu însăți. Deci, gândește-te! Poate are sens să faci dragoste în fața unei oglinzi. Sunt posibile călătorii fructuoase și întâlniri, cu toate acestea, nu ți va mai rămâne timp pentru viața personală. Dacă nu ești mulțumită de muncă sau ai nevoie de o nouă sursă de venit, este recomandat să abordezi această problemă la sfârșitul săptămânii. stomacul va fi cel mai vulnerabil organ. Stelele spun că dacă nu ai grijă să aduci încărcătura pe el, de multe ori vei suferi de dureri severe la nivelul abdomenului. Acum nu poți curăța corpul, este prea mult stres pentru el. Nu mânca gras, picant, murături, ai grijă cu sosuri și condimente. Fructe și legume fierte sau coapte, cel mai bun meniu pentru tine este urgent să scapi de îndoieli, mai ales dacă ți se pare că colegii tăi complotează intrici iar partenerul te înșală. Se pare că ești prea dubioasă și nesigură pe tine. Poartă perle. Vor clarifica multe. Zilele favorabile sunt afișate pe ecran. Balanța Vine un moment al muncii fructuoase, dar monotone, și va fi că te poți dovedi ca o personalitate puternică. Ceea ce nu trebuie făcut săptămâna asta este schimbarea locului de muncă. Marți răbdarea și munca ta vor produce cu siguranță rezultate, deși îți vor lua multă energie. Miercuri nu ar trebui să planifici întâlniri romantice. Joi și vineri fost treaba în mod obișnuit, dar nu mai pune te simți obosită. În acest caz, merite să oprești activitatea cât mai curând posibil. Nimic bun nu va ieși prin forțe, numai că vei face o greșeală. Te poți aștepta la aventuri romantice interesante. Nu este exclus un flash de sentimente puternice. Este adevărat, este puțin probabil să dureze mult și să se încheie într-o căsătorie legală. Sâmbătă încearcă să nu găsești greșeala alesului tău în lucrurile mărunte. Dacă vă certați, Duminica este o zi minunată pentru împăcare. Conform prognozei Venusiene, în viitorul apropiat te poți aștepta foarte probabil la diverse tipuri de șocuri, atât în sens figurat, cât și literal. Un cabinet de birou cu documente secrete este, știi bine, o imagine interesantă pentru un schimb reciproc de lichidă totuși moderează-ți ardoarea și încearcă să nu inventezi biciclete. Și cu atât mai mult, evită locurile non-standard pentru intimitate. Va trebui să faci față datoriilor și obligațiilor vechi. Miercuri sau joi sunt posibile mici în în bani. La sfârșitul săptămânii există șansa de a-ți rezolva în cele din urmă problemele financiare. Dacă ești fan al cafelei, este posibil să ai greutăți. Stelele îți recomandă să limitezi serios utilizarea acestei băuturi și dacă nu te poți lăuda cu o stare ideală a cavității bucale, atunci abandonează-o complet. Cafeaua îți va afecta dinții în special distructiv și nu se va limita la apariția defectelor cosmetice. Spală puternic dinții. Se pare că nu ești prea echilibrată, te poți supăra și te poți enerva atât la serviciu cât și în viața personală. Poarte o paltă, va ajuta la calmare, la găsirea echilibrului. Zilele favorabile sunt afișate pe ecran. Scorpion Problemele legate de cariere și poziție se pot agrava în această săptămână, dar în consecință vei obține un profit și vei crește. Situația la locul de muncă se va îmbunătăți în mod clar. Nu-ți fie teamă să iei decizii importante, nu numai pentru tine, ci și pentru ceilalți. Vei simți că ai nevoie de șef și colegi. Doar nu fi la comă la lingușire, nu te lăuda cu laudele altora. Realizările tale necesită confirmare prin practică, iar această oportunitate va apărea. Indecizia te poate împinge spre o vedere părtânitoare a situației. Nu încearcă să alegi calea potrivită nu din simțul datoriei, ci din sentimente sincere. Alege calea care îți va oferi plăcere și dragoste reciprocă, iar viața îți va prezenta o surpriză plăcută. Deoarece nu ți este atât de ușor să elimini jena fără stimulente, care sunt acum contraindicate pentru tine, încearcă să te gândești la o opțiune alternativă. Stelele îți recomandă umor și farse, așa că aprovizionează-te în avans alături de prezervative cu o publicație cu glume proaste. Poți conta pe venituri bune, proiecte și comenzi profitabile. Un succes poate fi un joc pe bursă, în special bazat pe analize și nu doar pe inspirație. Nu vei avea probleme cu banii, fă un cadou scump unei persoane dragi. Va fi un moment ideal pentru vizita unui medic stomatolog, îți vei putea trata dinții rapid și fără durere. Dacă ai posibilitatea de a alege între tratament și îndepărtare, salvează dintele. Chiar dacă iese mai scump, destul de curând vei aprecia toate avantajele alegerii tale. Acum nu te doare să porți diamante. Stelele spun că vei avea ocazia financioară să cumperi aceste bijuterii din apă pură. Zilele favorabile sunt afișate pe ecran. Săgetător, este indicat să aloci suficient timp comunicării și noilor cunoscuți. Încearcă să-ți reconsideri sistemul de valori existent. Vei fi obiectul unei atenții sporite. Nu lăsa timiditatea și modestia excesivă să te împiedice să obții beneficii maxime din aceasta. Merită să te concentrezi asupra principalului lucru, aruncând tot ce este banal. Rudele pot avea nevoie de ajutorul tău, deci sugerează-i chiar tu. Este posibilă o întâlnire interesantă cu o persoană plăcută în toate felurile. Tu, ca un magnet, vei fi atrasă de el, dar nu te grăbi să te dezvălui în fața lui complet. Mai întâi aruncă o privire mai atentă. Răspunzând la bârfele inactive despre viața personală, care le vei fi auzit din când în când din diverse surse, nu vei putea să te opui la nimic. De fapt, nu poți pune o batistă pe fiecare gură și nici oricărui câine care te latră nu-i poți arunca un os. Mai mult, nu există fum fără foc, nu-i așa? Luni sau marți sunt posibile încasări în casă, bani. Relațiile bine stabilite și ofertele de succes pe care le faci vor contribui la succesul tău. Situația ta financiară este complet de încredere. Stelele spun că surprizele neplăcute legate de sănătate nu te vor bântui. Totuși, acest lucru nu înseamnă că nu vei avea unele probleme. Dacă duci un stil de viață greșit, răsfățându-te cu obiceiuri proaste, sănătatea ta probabil se va deteriora? Acum este momentul potrivit pentru a evalua modul în care te afectează regimul, nutriția și obiceiurile. Nu este prea târziu pentru a schimba lucrurile în bine. Are sens să te gândești la achiziționarea unui set de pahare neobișnuite sau când de bere, realizate de exemplu din argint. Astfel de pahare sunt perfecte pentru ocazii romantice speciale și pentru vizita oaspeților dragi. Zilele favorabile sunt afișate pe ecran. Capricorn te vei cufunda în lucru cu capul, amânarea nu funcționează. Nu provoca nemulțumirea altora cu acțiunile și declarațiile tale. Va trebui să răspunzi pentru acțiunile anterioare. Fă pentru alții doar ceea ce ai face pentru tine și nu te angaja în autoamăgire, acum nu merite să înfrumusețezi realitatea. Sunt posibile deplasări și negocieri intense, dar vor deschide în noi perspectiva. Relațiile cu o persoană iubită sunt acum în special de încredere și armonioase. Te va încânta cu surprize plăcute. De asemenea, ar trebui să faci ceva special pentru el. Ești cel mai probabil atrasă de idee de striptease în toate manifestările sale, fie că este vorba despre dansul privat pentru iubitul tău, fie de o vizită la o instituție specială cu un program similar. În orice caz, pregătește-te corect, momentul promite să fie umed și ferbinte. Luni sunt posibile oferte interesante la muncă, dar înainte de a le accepta, trebuie să iei în considerare totul. Sper că o șansă să fie faptul că totul va merge exact așa cum ți-ai fi dorit. Miercuri sau vineri te poți aștepta la încasări în bani. O perspectivă optimistă asupra vieții te va ajuta să-ți menții sănătatea la un nivel acceptabil. Nu-ți pierde inima și nu dispera. Cel mai probabil nu va trebui să te plângi de o deteriorare a stării de bine. Cu toate acestea, îmbunătățirea este puțin probabilă dacă nu iei nicio măsură. Încearcă să mergi mai mult, să faci minimum de sport, să-ți îmbunătățești somnul și să-ți echilibrezi dieta. Toate acestea sunt ușoare și în același timp dificile, dar rezultatele te vor mulțumi. Se pare că vei avea o mulțime de noi cunoștințe și întâlniri plăcute. Este posibil să nu existe vreun beneficiu practic, dar starea de spirit promite să fie optimă. Nu vei fi deranjată de un talisman din piatra lunii care facilitează comunicarea. Alexandritul îți poate face un serviciu similar. Zilele favorabile sunt afișate pe ecran. Vărsător! Majoritatea problemelor din trecut le vei fi depășit. Probabil vei avea o călătorie de succes sau te vei pregăti pentru aceasta. Luni este mai bine să amâni începerea noilor afaceri și să analizezi situația din viața personală. Mier cu abilitățile tale ascunse se pot manifesta. Joi promite să te găsească în fața unei decizii cardinale. Vineri pot apărea brusc idei interesante, încearcă să nu le respingi imediat, printre ele îți va fi una utilă. Nu încerca să clarifici relația. Principalul lucru este intimitatea și este extrem de nedorit să o complici cu conversații de la inimă și filosofând. Încearcă doar să te distrezi. Cuvinte frumoase și nimic mai mult nu te așteaptă. În principiu, nimic nu te deranjează să îți atârni urechile și să te bucuri de astfel de vorbe. Dar caloriile nu le pierzi cu vorbe, ci cu fapte în pat. Dar, Doamne ferește să iei un surogat pentru un dezmăț în pat. Ești prea aspră în opinii și critici. Acest lucru te împiedică să găsești oameni și sponsori care să-ți fie credincioși. Ofertele tentante de marți și joi trebuie tratate cu scepticism. Poate că informații importante îți sunt ascunse. Te vei simți bine, te vei bucura de sănătate dacă te întrebi acest lucru. Stelele îți garantează că îți vei atinge obiectivul său, cel puțin vei avansa serios pe calea către acesta. Încearcă să-i oferi corpului tău toate vitaminele și mineralele. Sucurile de morcov, roșii, rodie, sfecle sunt deosebit de utile pentru tine. Vei manifesta în mod neașteptat o mare atenție asupra detaliilor. Chiar și bijuteriile ți se vor potrivi dacă vei alege mărgele mici sau bijuterii împodobite cu pietre atât de mici încât vor părea mai mult ca niște scântei. Desigur, cu sponsorul potrivit pot fi diamante. Zilele favorabile sunt afișate pe ecran. Pești! Te vei simți că ești la cerere și că e nevoie de tine atât la locul de muncă cât și acasă. Folosind calități precum simțul tactului și bunul simți, poți obține rezultate cu adevărat strălucitoare. Încearcă însă să-ți evaluezi cu adevărat punctele tari și capacitățile. Asumăți doar acea cantitate de muncă pe care o poți gestiona fără a-ți adăuna sănătății. Joi este favorabil pentru a găsi un nou loc de muncă sau o sursă suplimentară de venit. Sâmbătă și duminică fii mai moderată în treburile gospodărești. În dragoste, bucurie și norocul te așteaptă dacă nu ridici nasul prea sus în fața celui ales. În weekend încearcă să ieșiți împreună undeva într-un loc aglomerat și distractiv. Dă-i sufletului tău pereche din toată inima câteva seri gratuite, adică fără capricii, și permite să facă tot ce își dorește sufletul și trupul său, fără să te intereseze niciodată detaliile. Desigur, respectarea unei promisiuni nu va fi ușoară, dar nu uita de principalul lucru, fără capricii. Ai grijă când manevrezi banii altor persoane. Vei avea noroc vineri, câștigurile, bonusurile, beneficiile sau alocațiile sunt foarte probabile. În un weekend încearcă să nu te comporți ca și copii care necesită acum. Este posibil să simți mai des frigul decât de obicei acasă și la serviciu. Stelele spun că lipsa de aer curat și supraîncălzirea îți pot juca o glumă crudă. Ar trebui să te îmbraci adecvat mișcă mai mult, fă sport, acestea vor accelera circulația sângelui și îți va fi mai cald. Atrenează-ți vasele. Cel mai simplu și mai accesibil remediu este masajul. Poți simți un curent furtunos de emoții, atât ale tale cât și ale altora, în care nu trebuie să te înneci acordă atenție bijuteriilor cu perle. Este puțin probabil ca acestea să fie capabile să-ți alimenteze sentimentele furioase, dar este posibil să reușească să-ți schimbe energia într-una pozitivă. Zilele favorabile sunt afișate pe ecran. La revedere, draga mea! Nu uita că în fiecare zi îți dăruiesc o previziune și o etalare de tarot. Te aștept!